Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Da, aș vrea să vorbim în dimineața asta pe o temă realmente foarte dureroasă, despre care se vorbește foarte puțin. Este vorba de fuga copiilor din România. Chiar asta este, este o fugă. Un reportaj Recorder arată că toți elevii români care au obținut medalii la Olimpiadele Internaționale de Matematică și Fizică din 2018 sunt acum plecați din țară. Și toți sunt, evident, la facultăți de top din Europa și America, din Statele Unite, adică. Mi-amintesc că acum un an am invitat în studio, cred că chiar acum un an, în perioada Paștelui, am invitat în studio o echipă de 7 elevi de top cu profesorul lor, profesorul Hanganu, care urmau să participe la un campionat internațional de robotică din Statele Unite și au venit cu un roboțel aici, l-au instalat în studioul nostru, au făcut o demonstrație și după aceea am stat de vorbă. Din cei 7, 6 erau deja hotărâți să plece la terminarea liceului. Și știau și unde, adică să plece din țară. Știau la ce facultăți, unii deja erau în procedură de înscriere. Cel de-al 7-lea era încă în clasa 11-a, ceilalți erau a 12-a. Mm. Și el încă se mai gândea. De 6 din 7, de ce râzi? Nu râd, sunt îngrijorat că eu nu mi-amintesc absolut nimic. Pentru că tu erai în vacanță. Tu ai fost în vacanță, erai în vacanță. Ah, slavă cerului. Da. Eu cred că m-am prăjit complet. Da. Majoritatea copiilor, prietenilor mei, copii care sunt acum mari, se pregătesc să plece și ei la facultăți din afara României. Am un amic bun, are 2 copii, puștul are 18 ani, a aplicat la o facultate din Olanda și la una din Statele Unite. A luat la amândouă și acum trebuie să hotărască unde se duce. Și mă întreb ce e de făcut. Sigur că nu pleacă toți copiii, sutele de mii de copii care termină clasa 12-a, dar foarte mulți și în general cei buni n-au nicio ezitare. Iar dacă este o familie care are cât de cât resurse financiare și își poate asuma cheltuielile pentru întreținerea copilului la studiile de afară... Sau copilul e foarte bun și poate obține o bursă, da. Se poate întâmpla chestia asta. Ce e de făcut? Întrebări pentru voi, prieteni, în dimineața asta. 0372069599, vă spun numărul nostru de telefon, pe care îl știți de altfel. Cum credeți că arată viitorul acestei țări în aceste condiții, în care toți copiii buni la învățătură pleacă din România, sau aproape toți? Cum va arăta viitorul nostru? Mai știți legenda lui Pete Piper? O legendă din Evu Mediu, care are o valoare simbolică. De exemplu, este vorba de un cimpoier. Este vorba de un sat care are o invazie de șobolani, are o problemă mare. Uh-huh. Și în sat apare într-o seară un cimpoier care spune: eu vă pot salva de această problemă, dar vă costă atât. Și sătenii disperați spun ok. Și cimpoierul scoate cimpoiul, începe să cânte și deodată toți șobolanii ies din vizuin și el pleacă din sat și înneacă undeva. Și se întoarce să-și ceară banii. Sătenii nu mai vor să-l plătească, spun... Acum că ne-am rezolvat problema, credem că e cam scump serviciul tău și nu vor să-l plătească. Drept pentru care a doua zi, cimpoierul intră în sat, scoate cimpoiul, începe să cânte și toți copiii pleacă după el din satul respectiv. Mi se pare că seamănă cumva. Adică dacă noi refuzăm să investim și să cheltuim acolo unde trebuie, copiii pleacă, pur și simplu. Și fără copii, care este viitorul acestei societăți? Deci, întrebare, cum credeți că arată viitorul României? Și doi, ce credeți că ar putea fi făcut pentru măcar încetinirea acestui exod? Nu mă refer la măsuri de, cum să spun, la pedepse sau la ceva de genul ăsta. Dar cum credeți că ar putea fi încetinit exodul ăsta în care copiii cei mai buni pleacă din România? Olimpicii se duc afară? Mi se pare că e din ce în ce mai greu, pentru că orice copil, orice deținător de telefon știe acum exact ce se întâmplă în sistemul de învățământ. Ei văd, trec prin asta și orice greutate întâmpină îi alungă, pur și simplu, din țară. În cazul meu, uite, Alexandra, ea e mică, sigur, nu e vorba de clasa 10-a. În clasa 7 acum, o să intre în clasa 8-a. Dar eu i-am spus, zic, cred că cel mai bine ar fi să te gândești pe viitor, să nu iei o decizie în ultimul an de școală și să zici fac asta sau asta. Și a zis, în principiu, dacă ar fi să pot să aleg, aș pleca să studiez în altă parte. Eu sunt convins că e și o parte de modă acum. Adică nu, nu e modă. Copii, eu cred că toată lumea crede că mama, aici nu se poate face nimic. Cred că România prezintă foarte multe oportunități, dar este adevărat că învățământul, cel puțin învățământul superior din țări precum Statele Unite, Franța, Olanda, în multe locuri,
este mai bun decât în România. Și nu doar, cred că îți oferă posibilități de carieră mai bune. Că și aici poți să câștigi bani buni, dar bani buni. Dar a-ți face profesia cu adevărat, încă este dificil în România în multe domenii. 0372069599. Despre exodul copiilor buni din România vorbim. Așadar, cei mai buni elevi din România pleacă în masă în străinătate, la terminarea studiilor. Ce e de făcut? Cum credeți că arată viitorul acestei țări și cum credeți că ar putea fi încetinit acest exod? Multe telefoane, multe mesaje. Hai să începem cu un mesaj. Uite, primul mesaj. Salut, sunt Eliza, elevă acum în clasa 12 la un liceu din județul Hunedoara. Și eu am aplicat pe dincolo, am fost acceptată deja în domeniul designului la mai multe facultăți din mai multe țări. Motivul pentru care n-am aplicat în țara a fost în principal lipsa de oportunități după absolvire, adică o carieră în design în România aud destul de rar. Pe dincolo am oportunitatea de a colabora cu firme de top, cu profesori de top și să pun toate lucrurile pe care le învăț în practică. Aici nu mi este acordat acest privilegiu. Și am fost în echipe de robotică, iar asta a contribuit la înscriere și acceptare. Interesant mesaj. Deci, practic, ea descrie o Românie care este... pur și simplu nu poate oferi ceea ce este modern. Adică ea vrea să facă o meserie, dar societatea nu e interesată de ceea ce știe ea să facă, însă, uite, alte țări din vest au această preocupare. Nu poate ajuta nimeni aici să meargă mai departe, să fie mai bună în domeniul ei. Este la telefon și fostul lider al Asociației Elevilor din Constanța, Adriana Dudună. Bună dimineața! Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Cu drag, poate vă amintiți de ea, prieteni. Cred că a intrat live și în deșteptarea la un moment dat. Era foarte activă și lupta pentru drepturile elevilor din România în urmă cu câțiva ani. Acum este studentă la Stanford, nu? În Statele Unite. Da, urmează să încep studiile. Am fost acceptată, acum sunt clasa 12 și voi fi studentă din toamnă. Ți-ai ales facultatea de aristocrați de acolo, din San Francisco, mai era și Republica Berkeley, înțeleg că ai ales Stanford. Ce o să studiezi? Nu e o universitate în sistem Bologna, deci am opțiunea să-mi aleg eu specializarea în anul 3, absolut orice specializare, însă mă orientez spre economie, științe economice. Ok. De ce ai plecat? De ce, mă rog, urmează să plec? Mă rog, de ce urmează să pleci? De ce te-ai hotărât să pleci? Da, în primul rând pentru că am avut oportunitatea să studiez la Stanford. Nu știu dacă aș fi intrat poate la altă universitate, dacă aș mai fi plecat, însă... Dar stai puțin, ce înseamnă că... am avut oportunitatea? Adică te-au invitat ei sau ai aplicat tu? Eu am aplicat și ei m-au acceptat. Ok. Și atunci de ce ai hotărât să aplici la Stanford, la universitate de afară și nu te-ai gândit să-ți faci o carieră în România? Asta este întrebarea. Da, eu am o situație puțin mai atipică, eu am aplicat la Stanford dintr-o glumă cu niște prieteni, eu nu voiam să plec să studiez afară, planul meu principal era să merg la drept în București. Și surprinzător, asta a fost o bucurie pentru mine, am intrat, însă am decizia de a pleca, pentru că imediat cum am primit decizia, prima mea reacție a fost ok, am intrat, dar eu nu vreau să plec. Am luat-o pentru că nu cred că va mai exista o schimbare în sistemul de învățământ din România în următorii 10 ani și nu cred că dacă aș rămâne în țară aș putea să am o contribuție semnificativă. De ce crezi că nu se mai schimbă lucrurile aici? De ce am ales următorii 10 ani ca reper temporal? În primul rând, am avut o grevă generală a profesorilor anul acesta, prima grevă din ultimii 18 ani. Fiind prima grevă din ultimii 18 ani, este foarte puțin probabil să mai avem o grevă în următorii 10 ani. Asta și pentru că pentru mulți profesori rezultatul grevei a fost o dezamăgire, deci vor fi mai puțin înclinați să participe la o eventuală grevă. Asta unu, și în lipsa unei greve sau a unei grupări mari de oameni care își doresc o schimbare și care acționează, e puțin probabil să avem o schimbare. Și doi, pentru că din punctul meu de vedere, aceste noi legi ale educației, legile România Educată, au fost un eșec, nu au adus o reformă în învățământ, și pentru că nu au adus o reformă în învățământ,
sunt șanse foarte mici ca în următorii 10 ani să mai vedem o nouă lege a educației care chiar să aducă o reformă. Interesant. Ca motivație tu identifici probleme sistemice. Vreau să te întreb, îți plătești singură, cum finanțezi studiile la Stanford? Stanford și alte universități de top din SUA au o anumită politică în care dacă odată ce ești acceptat, ei îți acoperă în funcție de venitul familiei tale cât ai nevoie ca să mergi acolo. Am o bursă care mi-acoperă majoritatea cheltuielilor, inclusiv o parte din cheltuielile de cazare și de mâncare. Însă o parte plătesc și eu cu opțiunea de a lucra pe campus ca să plătesc o parte. De curiozitate, poți să-mi spui cât e bursa asta lunar? Nu pot, pentru că sunt niște cifre confidențiale, am un anumit contract cu facultatea. Ariana, întrebare, ce crezi că ar trebui să facă România pentru a încetini sau poate chiar a opri exodul elevilor buni? Nu mă refer la măsuri coercitive. Evident, o măsură coercitivă ar fi ceva de domeniul trecutului. Aici depinde mult și cum definim tineri buni. Într-o anumită măsură, e normal ca tinerii să plece. Și aici, cum a dat și cum a fost și mesajul acelei eleve, există domenii care la noi încă nu s-au dezvoltat. Uitați, de exemplu, am prieteni care studiază afară ingineria aeronautică sau ingineria aerospațială. Aceste domenii nu s-au dezvoltat încă în România și e imposibil ca ele să se dezvolte pe termen scurt. E important, în schimb, ce facem cu acești tineri după ce termină studiile, cum poate România să-i convingă să se întoarcă, pentru că până la urmă ai oprit din a pleca, nu e un obiectiv realist pe termen scurt și mediu. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, Adriana. A fost Adriana Duduna, fostul lider al Asociației Elevilor din Constanța, acum urmează să înceapă să studieze la Stanford. Hai să vorbim cu Dan, care are o fată, înțeleg, plecată în Statele Unite. Bună dimineața, Dan! Bună, Dan! Bună dimineața! Bună dimineața! Sunt tatăl Dianei Solu, olimpică internațională cu aur. Da. Diana, în primă fază, hotărâsă să rămână în România, să facă studiile, a făcut un an de zile la Universitatea București, după care America a cerut-o, a plecat cu bursă 100%. Cum adică America a cerut-o? Stai puțin, cum adică America? A fost solicitată telefonic prin profesorii care au însoțit-o la Olimpiadele Internaționale. UCLA, avem acolo un domn profesor, domnul Popescu, care are dreptul să oferă o bursă unui român. Și acel elev a fost chiar fiica mea, care i s-a propus să meargă în America. Inițial, v-am zis, se hotărâse să studieze în România, dar la acest moment este în America, în anul 2 a plecat prin transfer. Au oferit casă, masă, școlarizare. În grija noastră au rămas decât biletele de avion și întreținerea lunară, banii de buzunar. Se studiază într-un mod foarte elegant, adică copilul este lăsat să fie creativ. Am înțeles. Cum crezi că există vreo soluție să oprești plecarea elevilor buni? Încă o dată, nu cu măsuri coercitive, adică crezi că ar putea face ceva țara noastră? Din nefericire am avut experiență tristă cu Ministerul Învățământului. Diana trebuia să beneficieze timp de un an de zile de la câștigarea medalilor de niște recompense financiare. La un moment dat, actuala conducere... Și nu i-au dat banii. Au asistat la asta. Deci Diana a pierdut undeva la 6.000 de euro pe care statul român trebuia să-i dea și au venit cu motivația că nu mai sunt bani. Îți mulțumesc foarte mult. Hai să încercăm să mai luăm un telefon. Mai avem un minut. E Bogdan cu noi și el are băiatul plecat în străinătate. Bună dimineața, Bogdan. Bună, Bogdan. Bună dimineața. Dimineața. Deci, fiul meu a terminat facultatea Oxford și masteratul tot acolo și acum va urma doctoratul. Da. Principala motivație a lui care a plecat, în primul rând, sunt, așa cum a spus și dumneavoastră, două probleme sistemice. Unu, sistemul de valori al României, care în momentul de față promovează și cu iertare să fie, eu o consider un fel de becalizare a României. Da. Și al doilea motiv pentru care fiul meu a hotărât să plece a fost... au fost oportunitățile care îi se oferă. De carieră. Da, îți mulțumesc foarte mult. Nu mai avem timp. Mai sunt telefoane. Vă mulțumim tuturor celor care ați așteptat pe linie. Poate mai revenim la tema asta. Vă puneți voi singuri concluziile, prieteni.
Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.